Asta e un apropo. Eu te mulă asta. Atunci când te termin pe fața fetei de care îți place, ești o parte nasoală, că după aceea trebuie să ștergi monitorul. Maestre, învață-mă. A, ce tare a fost. Eu cred că tu ar trebui să predai sexologie pe internet. Bine ai venit la Ai Umor! Este una dintre cele mai stranii surprize de la Ai Umor. Cine dracu s-a așteptat? Continuă! I-am oferit prietenii mele un orgasm și ne simțit ala scuipat pe covor. Există viață după porno? Mi-a dat-o, bravo băi! Vai! Bine, continuă! Da, m-a gătit și ea, mi-a pus mâncarea în farfurie și mi-a zis: dragule, sunt deschisă la absolut orice critică. Poți să fii brutal de sincer. Am gustat mâncarea și am spus: dragă, e surprinzător de bună, chiar neașteptat de bună. Iar tu ești umflată, proastă și urâtă. Dar la un moment dat mi-a zis că, nu știu, ar trebui să luăm o pauză din relația noastră, pentru că mă uit prea mult la fotbal și nu mă implic cum trebuie. Dar nu știu despre ce vorbea, că eram împreună de 2 sezoane și 5 etape. Mamă, dar ce-o le-o dă, băi, fraților, băi, așa ceva. Nu, din motivul ăsta ne-am despărțit. Am aflat că e însărcinată și din momentul ăla am început să mă gândesc la tot felul de nume. La absolut la tot felul de nume. Într-un final am ales Juan Carlos și m-am gândit să fug în Mexic. Ce a fost asta? Îmi pare rău. În alte știri, 9 din 10 bărbați... Merge. Băi, e senzațional. Continuă, te rog. În alte știri, 9 din 10 bărbați preferă femeile cu sânii mari. Eu cred că cel de-al 10-lea îi preferă pe ceilalți 9. Bravo, băi, Tomă, băi, ești bun. Maestre, e posibil să ai dreptate. Asta ți-a plăcut. Hai. Am aflat că o oră la bowling costă în jur de 100 de lei. Păi dacă plătești 100 de lei pe ceva ce are 3 găuri, eu aș prefera să fie înaltă, blondă și săgeamă. Aia da? Cred că-ți trebuie cel puțin 200 de lei. Atunci să nu fie chiar atât de înaltă, nu? Este foarte tare, Continuă.